Încă un premiu întâi la street dance pentru reghineanca Sobo Alexandra. Adolescenta a concurat la evenimentul Dance It Out din Constanța, unde în fața unui juriu internațional și în ciuda unor adversari redutabili, a făcut cea mai bună impresie la categoria sa. A fost împărțit în două părți. Prima parte era pentru trupe, iar a doua parte era pentru battle-uri. Așa, tu la ce ai concurat? Am concurat la partea de battle, la categoria pentru adolescenți, hip-hop, freestyle. Concursul Dance It Out aspiră să devină cel mai puternic eveniment de acest gen din țară, iar pentru aceasta organizatorii au invitat instructori din străinătate și jurați pe măsură, așa că și concurenții au fost din cei mai buni. A fost chiar uimitoare, adică nu mă așteptam să ajung atât de departe și faptul că au fost foarte mulți dansatori buni, chiar m-a surprins că jurul a votat pentru mine să câștig. Și nu a fost orice fel de juriu? Nu, chiar au fost foarte buni cei din juriu și aveau experiență în concursuri. De altfel, reghineanca a obținut numeroase premii anul acesta în competiții de profil la care a participat, singură sau alături de colegii din Reghin. Am mai avut și alte concursuri. Am câștigat locul întâi împreună cu Teodora Suciu la Satu Mare, la concursul numit Bounce, și locul întâi la solo, doar eu, tot la același concurs. Am câștigat și locul 2 la Cluj, la Flying Circus, locul 3 la Târgu Mureș, etapa județeană Cupa Școlilor, și locul 2 la Bistrița, la etapa județeană, etapa finală. Visul Alexandrei este ca la vară să participe la o competiție internațională în Bulgaria, împreună cu mentorul și antrenorul ei, Alex Nuț.